Oameni buni, la mulți ani. E 2021 în sfârșit. Am scăpat de 2020. Anul chinionist. Nu. E prima ediție în 2021. Aici sună ceva, să vedem. Da. Mișcă un pic, mișcă. 9, 4, hai să vedem. Aici? Ia, să dă de aici să văd și eu. Aici nimic. Aici avem... Acolo este ceva, trebuie să căutăm acolo. Stai să mai zăbim. Apa acolo mai. Sapă bine. Sapă, scoate. Hai să mai duc lopata, să vedem. Hai să vedem, dă-te un pic, să vedem. Ai grijă. Ce? Ce ai găsit? O monedă. Monedă? Wow! Prima noastră monedă. 50 aici. E prima noastră monedă din întreaga viață. Stai să vedem. Și ce scrie pe ea? Stai să vedem. România aici sus și tot felul de chestii. Nu prea se pot citi bine. Și parcă e Ceaușescu aici. Ceaușescu o fi? Da. Nu credea să răcie. Se vede România. Dar asta nu e domnul Ceaușescu. Chiar e 50 de lei, ceva mai veche, monedă mai veche, dar nu chiar așa de veche. Tot super, e. Super! Stai să mai vedem. Deci România... Hai să vedem dacă mai împrejurim mai este ceva. Mamă, se vede tocmai mai bine. Bun, hai. O să le cercetăm mai târziu și să vă spunem despre ele, bine? Oameni buni, no. Tocmai mai se uită ceva aici. Hai să vedem ce e. Sunt foarte bucuros că am găsit prima noastră monedă. În 2021. V-am spus că e un an mai norocos decât 2020. Uitați că se vede. Asta avem niște mici dificilți. Nu contează. Hai să vedem peste ce dăm. Cum ar fi acum să dăm peste un inel? Și o să îl curățăm, oameni buni, când ajungem acasă moneda aceea, o cercetăm un pic și pe internet, o să ne uităm și să vedem din ce an e. După aceea o să revenim. Și hai să vedem ce dăm aici. Peste ce dăm. De fapt. Cred că noi deja l-am scos și acolo. Tata. Hai, cu noroc. Exact când am săpat, hai cu noroc România, am spus. Și chiar a fost noroc. Stai să nu mă uit și eu, fiindcă eu am ochii buni. Dar tata a observat moneda de tata. Hai să verific care e unde. Hai să vedem. Ha. Stai să mă îndepărtez. Nu, no, oameni buni, hai să vedem ce e. E aici înăuntru. O ceapă. Ce o miraculos. Ceapă. Poate detector de cepe. Mi se pare că văd ceva, dar nu. Nu cred că e. Distractiv, nu așa, oameni buni, să ieșiți cu detectorul. Vă recomand să-l cumpărați, dacă vreți. Aveți nevoie de autorizație, nu uitați. Asta? Oameni buni, hai să vedem. Nu, nu e? Hai să mai căutăm, oameni buni. Hai să parte asta deoparte. Să vedem în care parte va fi. Să vedem. Care? Stai să vedem cu detectorul.
ca să nu mai săpăm degeaba. E acolo, în cea mare. De fapt, în cea mică. Acum am rezolvat-o să stea oameni bun, deci pot să-l las așa cât acum. Hai să vedem peste ce da. Tata, cheers, deja văd. Deja vezi, nu? Capac. Capac, oameni buni. Capac. Ieși fără noroc aici, doar ieși cu noroc. Ieși cu noroc și fără noroc. Eu totuși sunt fericit. De asta capacul ăsta îl aruncăm. Nu îl aruncăm, că îl găsim din nou. Nu. Îl supăm din nou. Nu aici la mână. Asta. Să punem la loc. Așa, oameni buni. Totuși a fost distractiv, ne așteptam să mai fie ceva. Era aproape de forma monedei, doar că nu e monedă. Și hai să continuăm. Oameni buni, tocmai ai mai auzit ceva detectorul. Nu v-am arătat chiar aia. Și hai să vedem ce e aici. Practic, ne detectorul. Oamenii. Se aude ceva, doar eu cred că e o piatră. Mereu când auzeam ceva, credeam că e ceva, dar mereu era o piatră, deci nu mai am cum să mă aștept. Ha! Stai, că nu e piatră. Mă mir, nu e o piatră. Stai. Hai să vedem ce e. E cam tare, oameni, decât o piatră. Ca să vezi, o piatră. Chiar e o piatră. Ne, oameni buni. Stai, îl detectez? Îl detectează? Stai să verific. Nu, nu știu. Mi se pare doar. Era să spal camera. Oameni buni, văd că nu-i nimica. Sunt foarte încă bucuros, fiindcă am găsit o monedă. Mă întrebați de ce îmi plac artefactele. Uneori îmi plac gâzele, uneori îmi plac pietrele, uneori artefactele. Știu că e ciudat să treci foarte rapid la ceva ce-ți place. Dar încă mai îmi plac pietrele oricum. Oameni buni, o să mai căutăm spre primăvara 2021. Vedem, bine, oameni buni. Hai să vedem ce găsim aici înainte. Ia lopata. Să-ți luau lopata de aici, să vedem ce detectează detectorul. E scos, oameni buni. În cea, în cred că NASA. Nu, în aia. În asta, NASA. În asta, oameni buni. În asta. Hai să o spargem. Hai. Să spargem în gaură aici. Sper să dăm peste o monedă, oameni buni. Încă una. N-ar strica. Sper că nu cer prea mult. Da, cred că va fi o monedă, fiindcă se găsește. Nu e așa de mare, mi se pare. Nu? Nu, iac. Poate e aici. Uite, am găsit pierd. Era să cred că e un glonț, oameni buni. E foarte grea, dar nu știm ce e. Oricum, e doar o bucată de fier, deci nu avem nevoie de ea. Pa, pa! Mai e un pic de mizerie pe aici, unde e frumos. Imaginea e frumoasă, desigur.
hai să vedem peste ce dăm aici. Revenim că mai găsim ceva, ca de obicei. Oameni buni, am reușit să identificăm din ce an este moneda. După cum vedeți aici, nu știu exact cine. Și e din 1994, scrie acolo, oameni buni, 50 de lei, asta e valoarea lui. Și ne-am cam păcălit, credeam că e mai vechi, e după Ceaușescu. E totuși bine, doar tot nu prea e prea vechi, dar mie nu convine oricum. Nu. E interesant, oarecumva. Și după cum vedeți, se arată că nu prea e vechi, fiindcă mai strălucește un pic. Argint. Și cam atât și cu episodul ăsta. Dați un like, un share, abonați-vă. Vă sunt Maxi, love that.